Aproximativ 70 de oameni au fost arestați în cadrul unui marș neautorizat al opoziției din Belarus, organizat duminică cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la dobândirea independenței statului față de Rusia, informează Mediafax.ro. Printre cei care au ajuns pe mâna polițiștilor se numără și politicieni din opoziție, precum Nicola Statkevich sau Vladimir Neaclaev. Demonstrația opoziției avea ca scop comemorarea declarării independenței față de Rusia din 1918, dar Alexander Lukashenko, președinte al țării din anul 1994, a precizat că acest eveniment reprezintă o pagină insensibilă a istoriei Belarusului. Astfel, Lukashenko, cunoscut pentru restricțiile impuse opoziției și instituțiilor media, este acum învinuit de mai multe ONG-uri că încearcă să elimine identitatea belorusă și să rusifice fosta Republică Sovietică. În urmă cu un an, peste 700 de persoane au fost arestate de Ziua Libertății.